Ciclismul, cel mai simplu și cel mai rapid mod de a obține o doză de hormon de fericire. Încercați să conduceți cel puțin câțiva kilometri și veți observa că toate emoțiile neplăcute vor pleca imediat. Mișcările monotone și respirația sănătoasă automat aduc în ordine gândurile și sentimentele. Este sportul pe care oricine îl poate practica. Așa că, de aveți un vehicul cu două roți, deja sunteți biciclist sau ciclist. Să vedem ce ne spune Dexul de pe stradă. Păi cred că ambele variante sunt corecte. Biciclistul cu bicicleta și cicliștii pare mi se suporteri de la fotbal? Nu. Da? Nu, nu știu. Dar mi se pare că sunt ambele variante corecte. Ciclist? Biciclist. Dacă nu mă greșesc, e ciclist, dar puține șansă. Se practică ciclismul la noi. Am văzut un biciclist. Totuși, acum se vorbește ciclist, dar noi tot timpul am vorbit biciclist. Soțul privește mereu toate cu cicliști, toate competițiile cu cicliști. Ciclist, dar nu și biciclist, pentru că nu, majoritatea folosesc biciclist, că ciclistul mei e rar întâlnit. Biciclist. Ciclistul e sportul, se numește. E, dacă ne uităm după sport cu ciclism, cred că aici cam am așa dubii, nu știu. Ciclist cred că e sport, dar biciclist cred că e persoana care practică. Așa mi-aș imagina eu. Biciclist, persoană care umblă pe bicicletă. Ciclist, sportiv care practică ciclismul. Persoană care umblă cu bicicleta, care ține de ciclism, propriu ciclismului. Prin urmare, atât ciclistul cât și biciclistul se referă la omul de pe bicicletă. Aceste cuvinte sunt sinonime și pot fi utilizate în vorbire interschimbabil. Să exemplificăm. Pentru a te deplasa în siguranță, este important să cunoști regulile de circulație pentru bicicliști. Biciclistul pedala pe partea dreaptă a carosabilului. Lance Armstrong este unul dintre cei mai cunoscuți cicliști ai tuturor timpurilor. Ciclistul britanic Christopher Froome a câștigat Turul Franței de 4 ori. Competiția atrage la start cicliști din întreaga lume. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.